Bună dimineața! Arsurile îți creează o stare de disconfort profund. Îți strică buna dispoziție și uneori le poți confunda cu dureri de inimă. Atunci când sunt extrem de intense, amintesc de infarctul miocardic. Arsura de la stomac poate fi resimțită în mai multe feluri, și anume arsură în piept, chiar în spatele sternului, ce poate dura de la câteva minute la câteva ore. Durere în piept sau senzație de lichid cald, acid sau sărat în partea din spatele gâtului. Senzație de a avea resturi alimentare lipite undeva în mijlocul pieptului sau în mijlocul gâtului. Arsurile la stomac sunt cauzate de boala de reflex gastrointestinal. Simptomele apar atunci când sucurile acide din stomac urcă în esofag, tubul care leagă gâtul cu stomacul. Ca să reduci arsurile la stomac, trebuie să identifici care ar fi motivul pentru care sfincterul nu funcționează normal în unele cazuri. Vă propunem câteva dintre motivele care ar putea sta la bază. Alimentele acide care irită esofagul și pot să slăbească sfincterul. În această categorie intră citricile, sucul de roșii, prăjelile, ceapa, sucurile carbogazoase, alimentele picante, mâncărurile foarte grase, cafeaua, ceaiul, băuturile care au în combinația lor ciocolată și mentă. Grăsimea abdominală poate să favorizeze apariția arsurilor la stomac. Persoanele care sunt supraponderale pot să scape de acest simptom dacă reușesc să slăbească. Țigările și alcoolul măresc aciditatea în stomac, astfel că este de preferat să renunțați la fumat și să consumați alcool doar ocazional, ca să nu aveți probleme cu arsurile. Cinele copioase și luate târziu în noapte pot să genereze arsurile. Este de preferat să nu te întinzi în pat imediat după ce ai luat masa și să lași să treacă 3 ore înainte de a merge la culcare. Dacă arsurile apar noaptea, alege o pernă mai înaltă și dormi pe partea stângă pentru a ușura simptomele. Simptomele care apar în cazul bolii de reflux gastroesofagian: durere ascuțită sau senzație de arsuri la nivelul toracelui, care se agravează după masă, la plecare sau când persoana se întinde în poziție orizontală. Senzație de constricție la nivelul părții superioare a abdomenului, care trezește bolnavul din somn în timpul nopții. Trebuie să mergi urgent la doctor dacă apare durere severă în piept, mai ales atunci când este însoțită de semne și simptome precum dificultăți la respirație sau durere la nivelul maxilarului sau a brațului. Atât pentru astăzi, sănătate vă doresc!